Bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Autoritățile vor verifica în acest an dacă persoanele care solicită compensație la căldură se află în țară. În vizor vor fi și veniturile cetățenilor. Amenzi în valoare de peste 2 milioane de lei pentru corupere electorală au fost deja aplicate de Centrul Național Anticorupție. 1000 de procese verbale recepționate de la poliție sunt încă în proces de examinare. Parchetul georgian a anunțat astăzi inițierea unei anchete privind presupusa falsificare a alegerilor legislative. Astăzi maxima termică va atinge 17 grade, precipitații nu vor fi, detaliile urmează. Electorala 2024. Cetățenii continuă să se adreseze oamenilor legii pentru a declara că au fost atrași involuntar în scheme de corupere a alegătorilor și denunță persoanele care i-au contactat și cele care le-au oferit bani, a afirmat ministrul afacerilor interne Adrian Efros. El a mai menționat că oamenii legii investighează acum mai multe scheme de corupere a alegătorilor și modalitățile prin care aceștia sunt atrași să comită această infracțiune. Toți cetățenii Republicii Moldova care vor coopera cu organele poliției în acest sens pentru a denunța actele de corupere nu vor fi sancționați, nu vor fi atrași la răspundere. În cazul în care noi vom demonstra că aceste persoane în mod repetat au acceptat diferite sume de bani în schimbul votului, atunci, evident, vom face concluziile de rigoare și vom aplica legislația. Dar amenzi în valoare de peste 2 milioane de lei pentru corupere electorală au fost deja aplicate de Centrul Național Anticorupție. 1000 de procese verbale recepționate de la poliție sunt încă în proces de examinare. Legislația prevede o amendă de la 25.000 la 37.500 de lei pentru corupere electorală. Persoanele care oferă bani pentru a influența rezultatele unui scrutin riscă de la un an până la 5 ani de închisoare și amendă de până la 50.000 de lei, iar finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise se pedepsește cu până la 6 ani de închisoare și cu amendă de peste 67.000 de lei. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, instituțiile de drept pot aplica sechestru pe bunurile materiale ale persoanei. Totodată, cei care denunță schemele de corupție și cooperează cu organul de urmărire penală, inclusiv predau lucrurile obținute într-un mod ilegal, pot fi eliberate de răspundere penală sau contravențională. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal anunță că nu poate confirma sau infirma autenticitatea listei publicate recent care conține numele unor persoane prezentate drept simpatizanți, activiști sau membri ai organizației SHORE. Potrivit unui comunicat al instituției, până în acest moment nu au fost recepționate careva plângeri din partea subiecților privind încălcarea datelor cu caracter personal. În context, centrul îndeamnă cetățenii să demonstreze precauție maximă la dezvăluirea sau transmiterea datelor cu caracter personal, ce vizează și accentuează asupra responsabilității fiecărui cetățean în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, ori potrivit instituției, securitatea și confidențialitatea acestor date trebuie să constituie o prioritate. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, o listă cu aproape 3800 de nume și detalii personale a fost publicată de mai multe instituții media. În această listă ar figura persoane din diverse localități din Republica Moldova cu roluri de activiști sau simpatizanți ai rețelei lui Ilan Șor. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că nu poate confirma sau infirma autenticitatea listei, iar verificarea acestor informații este în curs și va fi realizată prin compararea datelor din listă cu cele oficiale deținute de organele de drept. Electorala 2024. Autoritățile vor verifica în acest an dacă persoanele care solicită compensații la căldură se află în țară. În vizor vor fi și veniturile cetățenilor, a precizat ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu după ședința de guvern. El a precizat că detalii suplimentare despre programul de compensații din acest an vor fi prezentate săptămâna viitoare. În sistemul de compensații avem interconexiune cu baza de date de la Poliția de Frontieră, deci noi putem să facem interpelări ca să putem să vedem dacă persoanele care sunt declarate în cadrul gospodăriei se află pe teritoriul Republicii Moldova, cât timp și așa mai departe. Deci sistemul a prevăzut acest aspect. Săptămâna viitoare vom oferi toate aceste detalii, totul este gata, suntem pregătiți. Toate informațiile despre solicitanții de compensații, inclusiv veniturile acestora, vor fi verificate în condiții de maximă securitate și cu protejarea datelor cu caracter personal, a mai precizat Buzu.
Noi avem acces de date la baza de date legate de ce prestații sociale beneficiază persoanele din gospodărie, la baza de date de la fisc, să înțelegem care sunt veniturile declarate în ultima perioadă. Avem acces la datele de la cadastru, pentru că vrem să vedem care sunt bunurile și așa mai departe. Deci acest acces la date sunt realizate la cel mai înalt standard de securitate. Pentru a beneficia de compensații, cetățenii urmează să se înregistreze pe platforma compensații.gov.md începând cu 1 noiembrie. Valoarea compensației va fi stabilită în funcție de nivelul veniturilor și componența familiei. În acest an, în premieră, fermierii au primit plăți directe pentru 1 kg de lapte de oaie și de capră. Suma subvențiilor acordate a depășit 2,3 milioane de lei, ne-a declarat secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Scripnic. Totodată, potrivit lui, în total au fost depuse 29 de cereri, ceea ce este un număr mult prea mic. La rândul său, fermierii spun că și-ar dori să acceseze astfel de subvenții, însă nu toți întrunesc cerințele. Cu detalii, Olga Mânzat. Dmitrii Manol din municipiul Comrat deține o fermă de capre din anul 2020, iar în prezent are în jur de 130 de capete. Fermierul spune că înființarea afacerii sale a fost posibilă doar după ce a împrumutat bani și a primit și unele subvenții. Acesta a precizat că anul trecut a beneficiat de subvenții din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și le-a folosit pentru a cumpăra hrana animalelor. Totodată, anul acesta nu a putut depune dosarul pentru a obține subvenții pentru kilogramul de lapte. Urmează mesajul tradus. Doar că sunt anumite cerințe pe care nu toată lumea le poate îndeplini. Eu, să spunem, anul trecut când au dat pe cap de animale, m-am conformat, am asigurat caprele. Ce a mai fost? Era necesar să ai SRL și eu îl am. Toate animalele trebuiau să fie marcate și vaccinate. Acestea sunt cerințe veterinare. Toate au fost îndeplinite. În acest an, cerințele pentru subvențiile cu 5 lei per litri de lapte sunt nerealiste pentru mine, pentru că nu am unde să depozitez laptele. Eu vând lapte și ca bunicii noștri pe vremuri fac imediat brânză din el. În acest an, 15 crescători de oi și 14 deținători de capre au accesat subvenții per kilogram de lapte de caprine și ovine, ne-a spus secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Scripnic. Cei mai mulți fermieri care au aplicat la aceste subvenții sunt din sudul și centrul țării. Potrivit lui, în total au fost subvenționate 213 tone de lapte de oaie și 316 tone de lapte de capră. Scopul acestor ajutoare este majorarea cantității de lapte produs, ceea ce duce la asigurarea securității alimentare a țării, a mai precizat Iurie Scripnic. Este puțin, de aceea noi de fiecare dată în discuțiile cu fermierii prin cadrul asociațiilor de profil, și mă refer la asociațiile de profil în creșterea oilor pentru lapte sau în asociațiile de profil în creșterea caprelor pentru lapte, noi încurajăm că oamenii care practică această îndeletnicire să treacă sub o formă juridică, fie în gospodărie țărănească, fie în societate cu răspundere limitată, și să-și autorizeze afacerea dată pentru a putea depune la AIPA pentru avea aceste subvenții pe kilogram de lapte. Deci noi subvenționăm fermele înregistrate, autorizate sanitar veterinar. Precizăm că la începutul acestui an, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat că intenționează să sporească productivitatea fermelor din țară și să asigure securitatea alimentară prin aceste subvenționări per kilogram de lapte. Astfel, după ce anul trecut au fost programate subvenții doar pentru laptele de vaci, în această vară a fost lansat apelul și pentru producție de lapte de ovine și caprine, pentru care au fost acordați câte 5 lei pentru 1 kg. În ultimii ani, în Republica Moldova a reușit să-și diversifice piața de desfacere pentru pămușoare, marea majoritate fiind destinată țărilor europene, în special România. Totuși, pentru a atrage și mai mulți consumatori din Uniunea Europeană, ar trebui extinsă lista soiurilor destinate exportului. Detalii are Dumitru Petruleac. În prezent, producătorii moldoveni cultivă maximum 3 soiuri de căpșuni și 2 de zmeură, a precizat la Radio Moldova președinta Asociației Obștești Pomșoarele Moldovei, Aneta Ganenco.
Ea a remarcat că, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, principalii importatori erau Rusia, Belarus și Kazahstan. Când vă uitați la lista soiurilor europene, vedeți o gamă mare de diferite soiuri, diferite perioade de fructificare a acestor soiuri, care vă permit să aveți fructe moi pe parcursul practic la tot anul. Dumneavoastră vedeți cerințele consumatorului diferite. Și că aici noi trebuie să studiem și piața consumatorului european și să schimbăm lista soiurilor care noi la moment le creștem în Republica Moldova. Și aici vine o problemă majoră, lipsa materialului săditor de aceste soiuri. Acum plantațiile noi putem să le înființăm și direcționăm fermierii numai către pipinierele din străinătate. Creșterea pomășoarelor este destul de profitabilă pentru că se realizează pe suprafețe mici și nu necesită multiple investiții, inclusiv pentru asigurarea terenurilor de anumite riscuri, iar costul produsului final depășește cheltuielile de producere. În prezent, statul sprijină această activitate prin diverse programe, inclusiv acordarea de subvenții pentru înființarea de plantații și construirea de serie productive, a mai afirmat Aneta Ganenko. În ceea ce privește tendințele de viitor, atât producția cât și exporturile sunt într-o continuă creștere, iar fermierii trebuie să se conformeze cerințelor Uniunii Europene și să-și diversifice soiurile de pomușoare. Dezvoltarea unor cunoștințe a fermierilor despre existența soiurilor noi, sursele de a le procura, de unde fermierul poate să cumpere material săditor calitativ european. Mai degrabă sau mai târziu o să trecem în terenuri protejate datorită schimbărilor climaterice. În fiecare an, chiar nu vă pot spune că el devine mai fierbinte, el devine tot mai diferit. De pildă, în anul acesta noi am avut și ploi abundente care ne-au stricat roada, de pildă, în subsegmentul de căpșuni. Noi am avut călduri enorme care ne-au ars murile în câmp. Popularitatea pomușoarelor va crește, deoarece acesta este produs premium class. În prezent, mai mult de jumătate din producția de pomușoare din Republica Moldova, sau aproximativ 65%, este destinată consumatorului intern, potrivit Asociației Pomușoarele Moldovei. Însă această cantitate nu acoperă cererea locală, fapt dovedit prin prezența pe rafturile magazinelor a produselor importate din alte țări. În momentul de față avem aproximativ 4700 de hectare de plantații de pomușoare și aproximativ 600 de producători de pe ambele maluri ale Nistrului. Studiile arată că nordul Republicii Moldova oferă condiții mai bune pentru cultivarea porumbului în ultimii 5 ani. Aici temperaturile sunt mai moderate, iar umiditatea mai mare. În sud, temperaturile ridicate și aerul uscat cauzează secetă atmosferică, ceea ce duce la un stres termic pentru porumb. Acest lucru împiedică dezvoltarea normală a plantei, iar producătorii din această zonă înregistrează pierderi semnificative. Concluziile aparțin savantului Pantelimon Borozan de la Centrul Național de Cercetare și Producerea Semințelor. Anul acesta s-a observat că mai mult a influențat negativ la porumb, nu spunem seceta pedologică, cât seceta atmosferică. Adică ce înseamnă seceta pedologică devine atunci când în sol, în umiditatea în sol, este mai puțin de 300 de metri cub la hectar. Atunci se socoate seceta pedologică. Seceta atmosferică, când temperaturile se ridică mai sus de 32-33 de grade și umiditatea aerului scade sub 40%. De ce? În zonele de nord porumbul se simte mai bine, condițiile sunt mai bune, pentru că totuși, comparativ chiar și cu centru și cu nord, temperaturile cu 2-3 grade sunt mai puțin. Porumbul este printre cele mai vulnerabile plante în fața secetei pedologice, astfel pentru formarea unei tone de porumb este necesară o cantitate de 160 de tone de apă, mai spune Pantelimon Borozan. Dacă să vorbim de recoltă, în prima etapă, dacă devine seceta pedologică, atunci porumbul scade din recolta care e preconizat undeva până la 20%. Dacă cade în secetă în timpul mătăsirii și polinizării, atunci undeva la 40-50% recolta se diminuează. Situația cea mai grea este atunci când în faza critică la porumb. Și clar că după două săptămâni de la polinizare, dacă este secetă, de asemenea, scade recolta undeva cu 30%. După ce apare maturitatea fiziologică, atunci recolta nu are necesitate așa multă de apă. Și în acest an, seceta a afectat fermierii din Republica Moldova. Cel mai mult au avut de suferit agricultorii din sudul țării, care au semănat grâu, porumb și floarea soarelui.
Guvernul sprijină școlile mici din Republica Moldova prin crearea unui fond care va fi format din câte 1% din plafonul de cheltuieli al fiecărei instituții școlare, iar banii vor fi alocați pentru necesități, cum ar fi reparația capitală sau achiziționarea mijloacelor și serviciilor de transport, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu. Necesitatea acestui centralizator reiese din faptul că, fiind acumulate într-un fond, Ministerul Educației și Cercetării va putea gestiona aceste resurse la nivel național, eficientizând cheltuielile și asigurând să direcționeze țintit instituțiilor de învățământ cu necesități. Resursele financiare acumulate în acest centralizator vor fi utilizate pentru proiecte de îmbunătățire a condițiilor de învățare, reparații capitale, dotări. Aceste proiecte vor fi selectate în bază de concurs și la ele vor putea participa instituțiile de învățământ primar secundar, ciclu 1 și 2, achiziționarea mijloacelor și serviciilor de transport, tehnică de calcul, stagii de practică desfășurate în instituțiile de învățământ. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi, liceele cu o singură clasă și infrastructură învechită, nu pot asigura studii de calitate, iar scopul proiectului este să eficientizeze modul de alocare și gestionarea finanțelor, dar și să asigure transparență și corectitudine în procesul de repartizare a banilor. Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2025. De la începutul anului până în prezent, nu a fost înregistrat niciun caz de gripă sezonieră în Republica Moldova, a precizat directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Veceslav Guțu, la Moldova 1. Specialistul a precizat că imunizarea este una dintre principalele măsuri de prevenție împotriva gripei sezoniere, iar până acum au fost administrate peste 68% din totalul dozelor recepționate. De lunile decembrie, ianuarie, februarie, noi înregistrăm în jur de 200-300 de cazuri săptămânal de gripă, ceea ce sunt cifre destul de mari. Dar în perioadele precum septembrie-noiembrie se înregistrează între 7-10-15 cazuri săptămânale. La moment, în Republica Moldova, iată, suntem deja la sfârșitul lunii octombrie, nu a fost încă înregistrat niciun caz de gripă pentru sezonul dat. Perioada de incubație în cazul gripei este de la 2 până la 4 zile din momentul contactării și poate dura până la 2 săptămâni. Gripa este extrem de contagioasă și se răspândește prin tuse, strănuți sau prin atingerea unei suprafețe infectate. Pentru a preveni infecția, specialistul în sănătate recomandă vaccinarea. Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, anual se înregistrează peste 200.000 de cazuri de gripă sezonieră și până la 50.000 de decese. Datele au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale de Prevenire a Gripei, marcate astăzi. Parchetul georgian a anunțat azi inițierea unei anchete privind presupusa falsificare a alegerilor legislative, convocând-o pe președinta pro-occidentală a țării, Salome Zurabishvili, pentru a detalia acuzațiile de fraudă împotriva partidului de guvernământ, câștigător declarat al scrutinului, potrivit France Press. Se întâmplă la 4 zile după alegerile parlamentare desfășurate în această republică ex-sovietică din Caucazul de Sud, care au fost marcate de nereguli, potrivit opoziției. Președintele polonez Andrzej Duda a declarat pentru postul de televiziune TRVAM că în relațiile polono-ucrainene, chestiunea referitoare la agricultură este și ea problematică în contextul integrării Ucrainei în Uniunea Europeană, dar în pofida acestui lucru, Varșovia trebuie să susțină integrarea Kievului în structurile occidentale, notează Ukrinform. Candidatul republican la președinția Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că în cazul în care va reveni la Casa Albă după alegerile din 5 noiembrie, Uniunea Europeană va trebui să plătească un preț mare pentru faptul că nu cumpără suficiente produse americane, relatează Reuters. Acum urmează știrile din sport. InfoSport prezintă Alexandru Rusu. Dragi radioascultători, bună ziua! Fotbalistul moldovean Ion Nicolaescu a marcat primul său gol de la revenirea sa după accidentare. Atacantul a înscris pentru echipa sa de club Sport Club Herenveen în prima rundă a Cupei Țărilor de Jos. Formația din Herenveen era condusă cu 1-2 de echipa dintr-a patra divizie valorică a fotbalului olandez, IJsselmeervogels, iar în minutul 76 Nicolaescu a egalat. Până la urmă, Sport Club Herenveen a marcat golul victorii
victoriei și s-a impus cu 3-2, calificându-se în turul 2 al Cupei Țărilor de Jos. CFR Cluj-Napoca, echipă la care este legitimat fotbalistul moldovean Virgiliu Postolache, a fost ținută în șah în meciul său de debut în Cupa României. Partida disputată de ardeleni la Mioveni cu FC Argeș Pitești în cadrul grupei A s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Postolache a intrat în teren în minutul 80, înlocuindu-l pe nigerianul Peter Michael, dar n-a apucat să iasă în evidență. Napoli Calcio și-a consolidat poziția de lider în clasamentul Seriei A italiene de fotbal. Echipa antrenată de Antonio Conte a învins în deplasare pe AC Milan în cea de-a 10-a etapă a campionatului. Napoletanii au câștigat cu 2-0 și s-au distanțat la 7 puncte de secunda clasată Internaționale Milano. Belgianul Romelu Lukaku și georgianul Hvicea Kvaratskhelia au înscris cele două goluri. Meci dramatic în 16-mile de finală ale Cupei Germaniei la fotbal. VfL Wolfsburg a învins cu 1-0 pe teren propriu și au eliminat-o din competiție pe Borussia Dortmund, Lupii marcând golul victoriei în cea de-a doua repriză a timpului suplimentar prin atacantul danez Jonas Wind. Acestea au fost știrile din sport. Cu noi informații vă aștept după ora 18.